mă numesc Marco Iuja Flaslu și o parte din ferma mea apicolă aici se află. Sunt din Apața, județul Brașov. Am accesat măsura 6.1. Am accesat 15.000 de euro, ceea ce și am primit, și mi-am achiziționat furetul, măturător de albine și topitor de miel. Și restul banilor le-am investit în fermă. Deci în mare am aceasta ar fi. Proiectul a fost relativ ușor, mai puțin birocrația ce este. În rest, vreau să precizez că proiectele astea ne ajută foarte mult. Fără proiecte, n-am realizat ceea ce avem acum. Deci, din fonduri propriu, mai greu să achiziționăm unelte și accesorii ce ne sunt de folos. Funduri. Dar am mai vrea să accesăm, să mai dezvolt ferma cât mai mult posibil. Aș dori să mai achiziționez niște panouri solare ce m-ar ajuta în pastoral. Deci ar fi vorba despre curent, în primul rând, un frigider în pastoral, ceea ce este necesar la 38-40 de grade în Bărăgan. M-am gândit și la un ambalator sau să ambalez miere, sau ceva de genul, și să facem mai multe investiții în domeniu. Și de gal, de când a apăruse gal, auzisem de gal aproape de la începuturile. Dar la început mai așa, mai reticent am fost, cum să zic. Dar după aceea m-am interesat, am vorbit, am întrebat și ne ajută foarte mult pe plan local. Deci grupul de acțiune locală ne ajută foarte mult, că pe plan național nu cred că aș fi avut atâta șansă. Că făceam numai pe timpul sezonului, când scoatem miere. Nu pulisam acasă și în formă solidă și... Aveți?